Să moară și capra vecinului. Astăzi o să vorbesc despre o nouă expresie legată de celebra capră. <laughs> Săraca capră. <laughs> Românii s-au inspirat foarte mult de la acest animal și au creat tot felul de expresii. Expresii cu capră. Tot felul de înseamnă variate, diferite. Și astăzi o să vorbesc despre una din aceste expresii, să moară și capra vecinului. Există și o variantă mai dură, um, aș putea spune, mai violentă, să crape și capra vecinului. Probabil că intuitiv înțelegeți ce înseamnă această expresie, pentru că avem două substantive centrale în această expresie: substantivul o capră, două capre și substantivul un vecin, vecinii. Ok? Sau doi vecini. Și. Când spui să moară și capra vecinului, e o expresie care face referire la invidie. Adică persoana care um, spune lucrul ăsta, care spune să moară și capra vecinului, înseamnă că este invidioasă, că are invidie, că are râcă pe vecin. Ce înseamnă invidie și ce înseamnă râcă. Putem să spunem că râcă înseamnă invidie. Și um, o invidie este un substantiv care face referire la o gelozie, la uh, un sentiment care se creează în noi în oameni în momentul în care nu îți place și nu ești fericit, nu ești bucuros atunci când vezi că celălalt vecinul, colegul are mai mult decât tine. Are o casă mai mare, are o mașină mai frumoasă, de exemplu, etc. OK? Și de aici se naște acest sentiment de invidie. Um, în engleză va fi destul de simplu să găsim un echivalent envy și um, <fie> asta, despre asta este vorba în această expresie. Mi-e um, foarte străin această expresie. Ce înseamnă că îți este străin? Înseamnă că ți-e necunoscut, nu-l cunoști și nu-l știi. Nu folosesc această expresie Uh, pentru că pe mine personal nu mă interesează vecinul ce face, <laughs> dar expresia este veche. E o expresie veche din uh, cultura românească care face referire la faptul că uh, unei persoane, unui om, nu îi place că vecinul are o capră. Ok? Uh, și. Uh... Logica aici este ok, mie nu-mi este bine, îmi merge rău, îmi merge prost, de ce să-i meargă bine vecinului? Când spui că îi merge bine vecinului, înseamnă că vecinul are succes. Vecinul muncește și poate produce bani, face bani, își poate cumpăra multe lucruri, poate să meargă într-o vacanță exotică, exotică, etc. Ok? Despre asta e vorba, și asta înseamnă expresia că îi merge bine. Și cred că această expresie. Și varianta aceasta românească are echivalent și în alte limbi, pentru că nu, nu doar în cultura română se întâlnește o astfel de situație, o emoție care apare în mintea, să zic, unui român. Cred că capra vecinului există în toate culturile din lume mai mult sau mai puțin, ok? Adică variază procentul, dar întotdeauna se găsește un om care este invidios nu-i place că tu ai succes, nu-i place că ai fost în excursie în, să zic, în Galapagos, că ți-ai permis, de exemplu, să-ți cumperi un vapor, nu vapor, scuze, o barcă, de exemplu, sau că pe lângă casa ta ți-ai permis să-ți cumperi și o cabană, să ai și o cabană. Pentru că poate că vecinul care are o situație economică foarte bună și stabilă muncește foarte mult, poate este dedicat. Oricum ar fi situația, nu este problema ta. Dar se pare că există printre noi oameni care sunt invidioși. E greu să îi depistăm. A depista înseamnă a detecta. Ca la detectiv. Un detectiv detectează. Și e greu să detectăm, e greu să depistăm astfel de oameni. Unii e ușor să îi localizăm, să îi depistăm, alții e foarte greu să îi depistăm. De ce? Pentru că nu știm ce gânduri au. Nu știm ce gândesc. Pentru că nu o spun cu voce tare adică o țin în ei. Ok? Cred că înțelegeți, eu sper să înțelegeți această expresie. Ce mi se pare interesant, sunt două aspecte legate de această expresie veche. Faptul că se folosește verbul a muri și faptul că se folosește acest animal capră. Repet, este o expresie veche. Uh, mai se poate întâlni, mai, mai cum să spun? E posibil să auzim această expresie în contexte, să citim un articol care face referire la capra vecinului. Uh, e o expresie veche, dar poate fi folosită și în ziua de astăzi. Um, pe mine ce mă intrigă, <laughs> cred că înțelegeți verbul a intriga, ce mă intrigă și mi se pare interesant este folosirea acestui verb a muri, pentru că e destul de dur. Um, e exprim această expresie spune că păi dacă eu nu am nici tu să nu ai dacă eu o duc rău și dacă mie nu-mi este bine, nici ție să nu-ți fie bine. Să moară capra ta. Să-i fie rău caprei tale, ok? Acum, de ce capră? Nu am găsit un răspuns. De ce capra și nu oaia? De ce nu găină? Găina sau porcul sau un alt animal? Um... Acum, o explicație a mea este pur speculativă. Capra, pe vremuri, era un animal uh, care însemna bogăție. Pentru că, pe vremuri, capra îți dădea mâncare, lapte din belșug și îți asigura traiul zilnic. Din belșug înseamnă din abundență, bogat. Uh, și puteai să îți procuri mâncare ușor. A procura înseamnă a face rost de. Când spui că îți procuri mâncare, îți face rost de mâncare capra dă mult lapte, laptele de capră este sănătos, bogat în vitamine, se poate folosi pielea oii, se poate mânca carnea de oaie sau de capră, se poate folosi lâna de capră care îți te încălzește iarna când este frig, etc. Încerc să spun că acest animal capra este extrem de rentabil. Rentabil înseamnă productiv, că e profitabil cum ar veni să investești în așa ceva. Și poate că nu toți românii pe vremuri aveau capre. Ok? Și atunci, de aici, expresia să moară și capra vecinului sau să crape și capra vecinului. Ce înseamnă a crăpa? De exemplu, dacă iei o piatră, și o arunci pe asfalt, acea piatră se crapă. Apar niște crăpături, niște linii pe acea piatră și se crapă piatra. Ok? Um, da. Sau se mai poate crăpa, de exemplu, un pahar, o veselă, un bol sau un castron, o farfurie se crapă. Dacă scapi farfuria pe podea, se poate crăpa. Ok? Asta înseamnă a crăpa. Și când spui să crape capra vecinului, ia, adică să moară capra vecinului. Dacă când spui a crăpa, implică o intensitate a emoțiilor adică sunt emoții și mai puternice. Ok? Um, o să vă dau și vreo câteva exemple, de exemplu, dacă ne facem referire la o excursie și spui ceva de genul. Uh, mi-a fost greu tot anul ăsta din punct de vedere economic, și vecinul își permite să meargă uh, în excursie în Mali, să moară și capra vecinului. Adică să-i fie și lui rău cum, cum îmi este mie. Uh, mai putem da un exemplu: că există români care trăiesc sau se ghidează după proverbul să moară și capra vecinului. Sunt oameni invidioși. Ok? Lista poate fi foarte lungă, puteți să faceți referire la orice obiect pe care vecinul îl are și persoana care este invidioasă nu o are. Asta înseamnă această expresie. Da. Vă urez o zi excelentă, și ne auzim pe podcast mâine din nou. Numai bine!